Binecuvântat să fie Domnul! Cu Ghifar, mi-e super că a apăsat Domnul mai de mult, mi-am pus pe inimă să vorbesc la tineret și nu numai la tineret, întregi bisericii despre această temă care am intitulat-o Pedeapsa Domnului. Sincer să fiu, când Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre lucrul acesta, am zis, Doamne, dar Tu știi că eu nu sunt cel potrivit care să vă vorbesc despre pedepse. Pe mine, tatăl meu niciodată nu m-a bătut, nici mama mea, pe sora mea mi-aduc aminte vă la o palmă. Când eram mic, mi-aduc aminte, odată eram să iau bătaie zdravâne de la tatăl meu, împreună cu sora mea, trebuia să plece tatăl meu la servici, ne-am ascuns amândoi după dulap, el mi-a strigat să ne chinuie să zică că pleacă la servici, și noi stăteam după dulap și râdeam. El mi-a căutat în casă și în curte, mi-a căutat în grădină, mi-a căutat în stradă, mi-a spus la vecin, a alarmat toată strada. La un moment dat a venit în casă și mi-au zis că noi nu ne-am după plan. Bă, s-a supărat foarte tare. Atunci a fost bunica mea acolo, că și cu bunica și cu tot neamul eu căutat. Și mi-a zis că aminte fugeam după tatăl meu să nu mă prindă să mă bată. Și așa, am scăpat și de bătaia, bunica mi-a zis, lasă-mi aia că îi pas când vine la servici și trebuie că trebuie să pleci la servici. Și când am venit la servici, am știut să ne cerem iertare și am scăpat mai mult și atunci. Nici eu nu-i bat pe copiii mei și vreau să vă spun ca pedeapsă și ca disciplinare pe care mi-a arătat-o tatăl meu față de mine și care mi-a arătat și Dumnezeu. Pentru mine cea mai grea pedeapsă este să știu că se rupe părtășia mea cu, sau părtășia mea cu tatăl meu pământesc, sau se rupe părtășia mea cu Dumnezeu. Pentru copiii mei, cred că cea mai mare pedeapsă pe care o dau este să fiu supărat pe ei. Și nu suport pe gândul acesta și lucrul acesta. Dar totuși, în seara aceasta am ales să vorbesc despre acest subiect, pedeapsa pe care Dumnezeu ne aplică, pentru că cuvântul Domnului spune foarte clar în textul care s-a citit că Dumnezeu ne pedepsește. În Apocalipsa 3:19, Domnul Iisus spune că eu mustru și pedepsesc pe cine? Pe toți aceia pe care îi iubesc. Și dacă vrei să știi, dacă Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te pedepsește. Poate dacă aș întreba pe cei mai mulți, ați fost pedepsiți pe Dumnezeu? Cred că majoritatea ați răspunde, da, am fost. Eu pot să zic că nu numai o dată. Pentru că Dumnezeu, o să vorbesc despre lucrurile acestea la vremea cuvenită, are modul lui de a lucra cu noi, ca să ne îndrepte pe calea vieții. Dar înainte să încep să vorbesc despre acest subiect așa de bogat și de interesant, vreau să intru un pic în context. Epistola către evrei, pentru mine e o carte specială. Capitolul dinainte, capitolul 11, cuvântul Domnului, ne vorbește despre credință, despre ce este credința, cum trebuie să credem, apoi continuă și vorbește despre eroii credinței și descrie pe cei mai mulți dintre ei și începând cu Abel și continuă cu mulți, cu Avram, cu David, cu Barak, cu mulți oameni al lui Dumnezeu, eroi. Dar vreau să vă spun că acești eroi al lui Dumnezeu, ai credinței, majoritatea dintre ei, să nu zic toți, au trecut prin uia Domnului. Dacă asta să mă gândesc numai la David, în Psalmul 39, la un moment dat, el acolo zice despre cum era pedepsit de Domnul. Nu este în Psalmul 39, ba, mai puțin, am deschis la Iov 39 și mă gândeam, dar nu mai știu eu bine. Deci 39:9, unde zicea el când era pedepsit, zice, stau mut, nu deschid gura, căci tu lucrezi. Ascultați, Dumnezeu lucrează când te pedepsește. Abate-ți loviturile de la mine, îmi iese sufletul sub loviturile mâinii tale. Tu pedepsești pe om și lovești pentru fără de legile lui, îi prăpădești ca molia, ce are el mai scump. Dar orice om este doar o suflare. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, ascultați că se pocăiește și-și cere tare. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și pleacă-ți urechea la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, că sunt un străin înaintea ta, un pribeac ca toți părinții mei. Amin. Deci David și toți oamenii al lui Dumnezeu, ar vrea să înțelegeți clar, au fost disciplinați prin pedeapsă și redirecționați pe calea lui Dumnezeu. Și după ce vorbește despre acești oameni și îi laudă pentru credința lor, pentru că Dumnezeu ne formează caracterul prin pedeapsă, este un mod de a lucra Dumnezeu, vine și începe capitolul 12, s-a citit azi dimineață primul verset, nu l-am mai citit, dacă ar fi fost după mine, aș fi citit tot capitolul 12, atât este de important.
mulțumesc foarte mult, mi-e uscat gâtul, nu știu din ce cauză. Și după ce merge la eroii credinței, știți la cine vine? La noi, la mine, la mine, la Sorin. Vine la Adelina și vine la ceilalți care sunt aici, în casa Domnului și ce. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martor. Deodată ne bagă pe noi în centru și zice că Dumnezeu acum îmi vorbește mie. Și începe să spună niște lucruri, ce să facem, și apoi vine și ajunge la pedeapsa Domnului. Și o jumătate din acest capitol vorbește despre pedeapsa Domnului. Vreau să știți că Dumnezeu este un Dumnezeu înțelept. Și știe cum să ne pedepsească. Vreau să vă spun, vorbesc din experiența mea personală, Dumnezeu nu m-a pedepsit de fiecare dată când am greșit. Eu nu dau lecții cum să vă disciplinați copiii. Dar vreau să învățăm de la Dumnezeu Tatăl nostru, nu de câte ori am păcătuit, Dumnezeu mi-a dat peste degete, nu de câte ori am zis ceva, nu de câte ori am privit ceva, nu de câte ori am auzit ce m-a trebuit, sau am făcut o faptă care într-o Dumnezeu m-a pedepsit. Dacă știm să ne smerim, dacă știm să căutăm fața Domnului, dacă știm să trăim plăcuți Domnului, și spune cuvântul Domnului aici că Dumnezeu nu ne pedepsește de plăcere, o să vedem scopurile pentru care ne pedepsește Dumnezeu. Dar înainte să vedem aceste scopuri pentru care suntem pedepsiți de Dumnezeu, aș vrea să înțelegem încă o dată, repet, toți oamenii, Moise a trecut prin școala Dumnezeu, așa e, 40 de ani la oi. A fost și el smerit și pedepsit Dumnezeu. Cauzele pedepse. Hai să, cei care aveți Sfânta Scriptură, vă rog să o luați tinerii, îmi place să văd că urmăresc pe Biblie, da? Cei care aveți Biblia, Deschideți la Evrei, capitolul 12, și împreună o să vedem cauzele pentru care Dumnezeu aplică nuiaua. Și ar vrea să citim din capitolul 1 și spune: și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică. Primul lucru care noi trebuie să-l facem, ca să nu avem parte de pedeapsa Domnului, sunt piedici. Mergi pe calea Domnului, te împiedici și cazi. Și sunt tot felul de alte piedici. Noi trebuie să le dăm la o parte. Tot ce este piedică în calea credinței noastre, noi trebuie să le dăm la o parte, să nu-L provocăm pe Domnul, să ajungă să aplice nuiaua Lui. Zice, și a doua cauză este păcatul. Păcatul care ne împășoară așa de lezne. Se întâmplă câteodată că păcatul vine și începe să ne împășoare. O poftă, o patimă, o plăcere, un gând. Și păcatul ăsta începe să ne împășoare și noi începem, ne lăsăm împășoați ca și cum n-am ști, ca și cum n-am vedea, ca și cum nu s-ar întâmpla nimic. Și atunci Dumnezeu trebuie să intervină cumva. Are multe modalități, o să discutăm și modalitățile Dumnezeu cum intervine, dar Dumnezeu este obligat să intervine. Săptămâna asta am cugetat și de obicei ziceam că sunt două luni paralele. Este lumea asta reală, care suntem noi și ne vedem și ne cunoaștem așa de bine. Este o altă lume paralelă, care este lumea spirituală, care nu o vedem. Și este și ea foarte prezentă și activă în viața noastră, chiar dacă noi nu ne dăm seama de multe ori. Dar știți, săptămâna asta am cugetat și am zis că mai este o a treia lume paralelă. Dacă v-aș întreba care este, nu știu ce ar răspunde. Dar eu am găsit un răspuns. Și anume lumea virtuală. Ați auzit de lumea aceasta virtuală? Foarte mulți din noi trăim în lumea virtuală foarte mult timp. Trăim în lumea virtuală în jocul. Avem armata noastră, avem clanul nostru, avem jocul nostru, unde suntem trup și suflet și duh. Și câteodată petrecem din timpul nostru liber atât de mult în lumea virtuală, că nu petrecem mai mult timp acolo decât cu familia, sau petrecem mai mult timp în lumea virtuală decât cu Dumnezeu. Și vreau să vă spun că este un păcat. Și atunci Dumnezeu trebuie să ne scoată din lumea virtuală, să ne aducă în lumea reală, să ne aducă în lumea paralelă în care trăiește El, în lumea Duhurilor. Aici spune Tatăl Duhurilor, că Dumnezeu este Tatăl Duhurilor. De aceea aș vrea așa să vă cugetați la lucrul acesta care vă spun, la lumea virtuală. Și dacă vine pedeapsa Domnului, să știți de ce o venit. Dacă petrecem prea mult timp acolo și nu dăm timpul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, El trebuie să troneze pe tronul inimii mele. El trebuie să fie stăpânul inimii mele.
El trebuie să-mi conducă timpul meu, activitățile mele, gândurile mele, faptele mele, planurile mele, timpul meu liber și tot. Dar eu când mă complac în ce nu se complace Duhului Dumnezeu, eu nu zic, nu vă jucați niciodată, eu nu zic lucrul ăsta. Dar atențiune când stați acolo în lumea virtuală. Atențiune că dacă vine lumea Domnului să te gândești, oare de ce a venit pedeapsa Domnului peste mine? Să știți că Dumnezeu nu pedepsește de dragul de a pedepsi nicio. Deci pentru mine când trebuie să pedepsesc un copil, nu-mi place deloc, deloc, deloc. Și înseamnă loc zero. Dar câteodată trebuie să o facem că este nevoie. Păcatul, da? Care ne înfășoară așa de lesne. Când vă simțiți înfășurați de păcat, rupeți-o cu el. Rupeți-o cu păcatul. Rupeți-o cu păcatul. Și Domnul să ne aștea lucrul acesta. În versetul 4. Zice, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Frații mei, câteodată așa de ușor renunțăm. Dumnezeu ne-a chemat la sfințenie. Dumnezeu m-a chemat la neprionire. Dumnezeu m-a chemat la părtășia cu El. Să stau drept în picioare. Dumnezeu m-a făcut să fiu tare. Vă scriu tinerilor, fiindcă sunt testat și a zbiruit pe cel rău. Dumnezeu pe mine m-a făcut tare. Dar așa de ușor cad. Pentru că în mintea mea n-am luat decizia aceasta. Mă voi duce în problema care o am sau în problemele care mi apar în față până la sânge. Înainte cu verset, Dumnezeu ne dă exemplu. Și ne dă exemplu ce uitați-vă culoarea minte la cine? La ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare? Față de sine. Ascultați, față de sine. Nici Iisus m-a vrut. Nici lui Iisus mi-a plăcut când a fost bătut, scuipat, lui a jocurit, având probleme chiar cu cenicii lui, având probleme, atâtea probleme cu fariseii. Nu. A fost împotrivirea față de sine. E foarte important să avem o decizie puternică. Eu nu voi tăia, eu vreau să stau în picioare. Te rogi Domnului, îți dă Duhul Sfânt, plătatea Duhului Sfânt și rămâi în picioare cu ajutorul Domnului. Amin? Domnul să ne facă gândul acesta puternic în mintea noastră. Trebuie să mă împotrivesc păcatului până la sânge. Versetul 13. Zice, croiți cărări drepte cu picioarele voastre pentru cel ce își capătă ca să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Când eu merg pe calea Domnului, dar merg așa, mai libertin, merg mai oricum și nu croiesc o cărare dreaptă. Mă duc un pic pe alături pe lângă calea Domnului. Altul mă vede și zice, dacă Sorin nu-și permite, dar eu de ce să nu permit? Și sunt o pricină de poticnire. Și știți ce zicea Domnul Iisus despre cel care e o pricină de poticnire? E mai bine pentru el să-i se lege o piatră mare de moară de duc și să fie aruncat un mare și necat acolo. De aceea Domnul de multe ori vine cu nu iau asupra mea și zice, nu ca și drept pe cale. Și mă ajută să mă îndrept. Și nu mă lasă să mă ducă. Avem așa o chestie să mergem tot mai departe de calea Domnului. Și Domnul mă ajută să merg pe mijlocul cărilor neprihănirii. Domnul să ne deschidă ochii. Și când vedem că am luat-o pe lângă, să ne îndreptăm pe calea Domnului. Amin? Versetul 14. De ce Domnul mai întinde nu iau? Eu vă zic numai cele care sunt în capitolul ăsta. Dar ele sunt multe altele. Și de aceea eu vă zic lucrurile acestea ca să ne cercetăm. Că sunt tânăr, că sunt bătrân, să mă ajung acolo. Aduc aminte, acum vine aminte despre mărturia lui Manuliță când ne povestea aici la adunare, când Domnul a luat la el. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Urmărești pacea? Deci dacă nu urmărești pacea și aduci tulburare și ceartă și discordie și frângi și rup inii, Pregătește-te. Nu eu spun lucrul acesta, Dumnezeu spune. Urmăriți pacea și cu toții și sfințirea. Ce înseamnă sfințirea? Aia mă cheamă Domnul să mă pun deoparte. Mai mult și mai mult și mai mult. Să petrec tot mai mult timp cu Domnul meu. Să fie clar că sunt un slujitor al Domnului. Și să-L slujesc pe Domnul cu toată inima mea. Domnul se aștea la lucrul acesta. Amin? Versetul 15. Mai este un lucru destul de... M-am tot gândit cum să explic lucrul acesta. Zice, luați seama ca nimeni din voi să nu se abadă de la harul lui Dumnezeu,
să te abați de la Harul Lui Dumnezeu, pentru că când te abați de la Harul Lui Dumnezeu, zice, ca nu cumva să dea de stat vreo rădăcină de amărăciune. Rădăcină de amărăciune. M-am tot gândit, ce cu rădăcina asta de amărăciune? Ca să aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Sunt lucruri în inima mea care lâncezesc acolo de multă vreme, lucruri rele. Mă complac în ele, în judecăți, în gânduri, în alea care aduc nemulțumirea din sufletul meu, care într-o zi iese la lumină. Lucrul ăsta, să știți că nu plăcă Domnului și nu numai că iese afară și aduce, zice cum Domnul, să aducă tulburare la mulți. Domnul să ne păzească de așa ceva. Amin? Amin. Și un ultim gând care ar vrea să-l spun din versetul 25. Nu s-a citit, dar m-a spus, aș fi citit tot capitolul, că e foarte frumos. Zice, luați seama ca nu cumva să voi să ascultați pe cel ce vă vorbește. Dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult noi nu vom scăpa. Dumnezeu ne vorbește. În seara aceasta Dumnezeu îți vorbește. Fii atent. Fii atent la viața ta de credință. Trebuie să fiu atent la viața mea de credință. La vorbele, gândurile, faptele mele. Luați seama ca nu cumva să nu voi să ascultați pe cel ce vă vorbește. Aici Dumnezeu a vorbit. Epistola asta este inspirată de Dumnezeu. El vorbește din ceruri. Pentru că zice cuvântul Domnului că noi nu ne-am apropiat cum s-au apropiat cei din vechime de un munte, s-au apropiat de niște lucruri pipăibile, palpabile, zice versetul 22, ci voi v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți. Noi facem parte din toate lucrurile astea care sunt scriși în cer de Dumnezeu, judecătorul tuturor duhurilor celor nepriniți, făcuți de săvârșiți de Iisus, miștocitorul legământului cel nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Amin. De aceea Domnul să ne deschidă urechea, inima, sufletul și duhul și plecând acasă din locul acesta cu toți tine și bătrâni, să știm, noi suntem robii Domnului. Și Domnul, ca copii ai Lui, de multe ori ne pedepsește ca să ne îndrepte. Cum ne pedepsește Domnul? Mai sunt multe alte lucruri, dar eu v-am zis, cele care sunt scrise numai în capitolul 12, poate că unele chiar ne-am scăpat și le-am zis. Sunt multe alte lucruri. De aceea fiecare să cerceteze pe sine însuși, cum se zice la cine, da? Și Domnul să ne binecuvinteze. Și dacă vedem că suntem într-o încercare, nu iau Dumnezeu este peste noi, să ne pocăim grapnic, ca ea să înceteze. Forma sau metoda folosită de Dumnezeu, de multe ori sunt pierderi financiare, eșecuri, în prieteniile noastre, în relațiile noastre, accidente, dezamăgiri, moartea cuiva drag, boala. Cu toate că vreau să vă avertizez, zic lucrurile astea, nu le fac ca o normă generală, dacă este cineva bolnav, am mai zis lucrul ăsta aici și numai eu, nu-i din cauza unei boli. Nu-i din cauza unei boli. Dar poate să fie din cauza unei boli. Poate să fie pedeapsa Dumnezeu o boală. De aceea, dacă ești bolnav, în primul rând trebuie să ne cercetăm, trebuie să ne mărturisim și apoi să ni se facă ungerea. Domnul să ne ajute la lucrurile acestea. Și să ne cercetăm când vedem că suntem apăsați, că mâna Dumnezeu apasă asupra noastră, să întrebăm de ce, Doamne? Poate că e numai o încercare. Și în încercare trebuie să rămân credincioși ca trei prieteni al Daniel. Nu ne închinăm nimă de altfel decât Dumnezeu și rămânem cu Domnul ce s-a întâmplat. Amin? Slăviți să fie Domnul. Scopul pedepsei. Nu este scris aici un scop, dar vreau să menționez, este un scop pozitiv. S-a vorbit în biserică despre scopul acesta și îl știți cu toții. Plătițele care n-aduce roadă, Dumnezeu, Domnul Iisus le curățește ca să aducă și mai multă roadă. Deci câteodată Dumnezeu ne curățește pe ce nu este bun, de plătițele care cresc în poie, ca să facem mai multă roadă. Domnul să ne dea ochi să vedem ce trebuie să le pădăm, să lăsăm la o parte, ce nu este bun în viața noastră, ce Domnul taie și ne doare, câteodată taie mai profund ca să simțim și ne doare. Domnul să ne deschidă ochii, să nu ajungem să,
să fim prea tare puși în cuptorul Dumnezeu din pricina împietririi inimii noastre. Că cu cât o inimă e mai împietrită, cu atâtea stă mai mult în cuptorul Dumnezeu. Pentru a ne corecta și a ne întoarce pe calea Lui. Hai să observăm aici versetul 11 din capitolul acesta, care este scopul pedepsei. Zice, este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare. Pentru mine întotdeauna a fost. Și nu de bucurie. Dar mai pe urmă, ăsta e scopul, aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pacea împlinirii. Amin. Pedeapsa este o școală pe care o folosește Dumnezeu. Prin harul Dumnezeu n-a rămas niciodată, n-a rămas niciodată repetent. Corijent, aici nu știu cum să repet, seama cum se zice aici, să zic să înțeleagă toți tinerii. N-am rămas. Dar e posibil să rămân pe calea spirituală. E posibil ca să nu trec examenul la Dumnezeu. Este o școală. Dumnezeu vrea ca în școala aceasta să o trecem. Și dacă nu o trecem, repetăm anul. De aceea trebuie să ne autoexaminăm, să întrebăm ce nu am mers bine, unde e problema, de ce Dumnezeu mă ține încă în școală, am fost neglijent în viața mea spirituală, l-am uitat pe Domnul, am neglijat locul Domnului, am păcătuit, sunt prea orgolios, prea mândru și atâtea și atâtea și atâtea alte păcate care pot să fie în viața mea. Când pedeapsa Domnului peste mine, totdeauna trebuie să ne cercetăm. Domnul să ne ajute să vedem și să înțelegem că atunci noi suntem într-o școală și școala nu are rolul și scopul ca să mă lase repetent. Nu are nici scopul ca să pedeapsa Domnului să rămână peste mine. Scopul școlii acestea este ca la sfârșit să, prin școala ei, să primesc roada dătătoare de pace a neprionirii. Amin? Doriți această roadă de pace, dătătoare de pace a neprionirii? Tot să dorim. Dar putem să stăm mai mult sau mai puțin în școala aceasta pe pedepsei lui Dumnezeu. Asta depinde foarte mult de smerenia noastră, de pocăința noastră, de căutarea feței noastre. Domnul să ne ducă, să ne dea înțelepciune. Încă un lucru vreau să mai spun la scopul pedepsei aici. Versetul 5 spune, și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierzi de inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu neaua pe orice fiu pe care îl primește. Vreau să spun un lucru foarte important. Dumnezeu ni se adresează aici ca unor fii, nu unor copilași. Ar vrea să facem diferența între un fiu mai matur. Să nu mai au pe Adelina, că mă uitam ea, că e prima aici, așa am să zic, că Adelina o să lea pe Daniel Bultaru, un băiat matur și unul mai micuț, cum e aici, în prima bancă, nu? Deci nu, e o diferență. Dumnezeu zice, ați uitat sfatul care vi-l dă ca unor fii. Pentru că noi nu suntem, Dumnezeu ne trece prin școala Lui ca pe niște fii, ca să ne facă, zice tot aici în text, ca să ne facă parte de neprionirea Lui. Versetul 10, ultima parte, hai să citesc tot versetul 10 ca să înțelegem de ce. Zice că cei în adevăr, părinții noștri ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Deci în momentul când pedeapsa lui Dumnezeu peste mine, e problemă acolo. Dumnezeu vrea să mă facă părtași sfințeniei Lui. Niciun păcătos, niciun păcat din păcatele mele nu va intra în cerul lui Dumnezeu. Ca să fiu părtaș de plăririi lui Dumnezeu, sfințeniei Lui, Dumnezeu mă pedepsește. Dar cum mă comport când apare pedeapsa? Așa că câteodată îi pedepsim pe copiii noștri, din fel sau în altul, și vedem morocănoși, botoși, măi, frate, zici că să uită la tine, dacă ar avea coarne și ar fi un tăuraj la mic, ar fugi și te-ar împunge, așa te-ar lovi cu cap, așa să uită la tine. Și te uiți de el și, mă, dar eu ți-am făcut binele, măi, tu vezi că nu faci bine și încerci să expiri și, foai de mine, e pufă ca un tar. Da, eu vorbesc spiritual, noi cum suntem cu Dumnezeu? E foarte important, frații mei. Cum reacționăm?
reacționăm la pedeapsa Domnului. Pentru că aici, în Evrei, spune mai multe reacții care noi le avem. Dumnezeu vrea ca noi să reacționăm ca niște fii, ca un om matur. Dacă cineva îl pedepsește pe un tânăr matur, păi, înțelege? Ok, tata, vreau să mă îndrept, uite, nu mai vreau să fac lucrurile așa, o să facem așa, o să încerc să fac așa, nu? Vorbești ca cu un om matur și ai pretenția că el să se îndrepte. Nu? Așa este sau nu așa? Dar cu un copil mic care nu înțelege, zice, o urmă că părinții sunt răi, că părinții nu mă înțeleg, că părinții. Așa reacționează copiii mici. Dar copiii spirituali al Dumnezeu, de multe ori, nu reacționează, zice, și ai uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Versetul 5. Fiule. Suntem fiul lui Dumnezeu. Domnul să te dea înțelepciunea să te comportăm ca niște oameni maturi. Amin? Dar când Dumnezeu mă pedepsește, o să reacționez și altfel. Zice, fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului. Pot să am dispreț față de pedeapsa Domnului. Sunt copii care când îi pedepsești, se întărâtă, se împietrez și stau acolo ca niște cremene și serios și vai, vai, zici că ce s-a întâmplat și nu vrea să înțeleagă că-i spre binele lui. Dar noi spiritual ajungem să fim ca acei copii care disprețuim pe Domnul și am pierdut, nu e nimic, voi reface la loc. Mi s-a întâmplat de-a, voi face mai mare. Și disprețuim și nu ne pasă de pedeapsa Domnului. Și ajungem până într-un punct mort, în care Dumnezeu ajunge să ne pedepsească poate și mai tare sau până la urmă să ne lase în împietria inimii noastre și să ne lepele. Și să fim ca niște ori care merg și nu știu încotro merg pentru că întunericul le-a orbit ochii. Domnul să ne ajute. Când suntem pedepsiți de Domnul, să nu disprețuim pedeapsa Domnului. Amin? Zice, fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. O tendință foarte populară în cei maturi este să-și pierdă inima. Mai rar s-a văzut pe un copil care când a fost pedepsit să zică plec de acasă, nu mai vreau tată, nu mai vreau mamă, nu mai vreau nimic. Foarte rar probabil că se audă, numai probabil dacă nu-i dragoste în familia aceea cum ar trebui să fie sau nu știu cum. Nu știu cum. Dar spiritual, de multe ori când Dumnezeu ne pedepsește și noi nu suntem capabili să vedem mai mult de atâta decât nu ia și nu vrem să ne întoarcem la Domnul și nu vrem să ne pocăim și ajungem până acolo că ne pierdem inima. Ne pierdem inima când suntem mustrați de Domnul. Dar mustrarea Domnului nu-i să-mi piardă inima. Este să mă facă părtaș sfințeniei Lui. Este pentru că mă iubește. Este că să mă îndrepte. Este pentru că vrea să ajung în cerul Lui. Frații mei, aș vrea să ne gândim bine la lucrul acesta. Ne pierdem inima. Oh, dar numai pe mine. Dar numai pe mine mă bate Domnul. Pe tine te iubește. Dacă nu te-ar iubi, nu te abate. Ascultați, vă spun tinerilor în seara aceasta, o seară de tineret și m-am gândit, de ce să zic tinerilor despre pedeapsă? Dar trebuie să știți că va veni și mâna Domnului peste voi. Trebuie să știți cum reacționați când vine mâna Domnului. Puteți să vă încăpățânați, să vă împotriviți și nu mă las. Și o să fac cum o să fac. Sau este un lucru care deja l-am amintit și o să-l reamintesc din nou? Sau când apare mâna Domnului, că apar stări de amărăciune și încep să ne compar cu frații, cu sora, cu ăla și încep să fiu nemulțumit în inima mea, pentru că sunt niște rădăcini acolo care fac să iasă în afară și într-o zi pocnesc, explodează și îi vezi și faci ceartă și tulburare. Dar ce mai potrivit decât să facem toate minunile astea? Să ne smerim înaintea Domnului, să ne pocăim. De ce? Recapitulez. Nu tot, numai un pic. Cel mai important adevăr, Dumnezeu ne pedepsește pentru că ne iubește și vrea mântuirea sufletelor noastre. Vrea să avem parte cu El în cer. Ne-am apropiat de sfinți. Ne-am apropiat de sângele legământului cel nou, de Hristos. Suntem al lui Hristos. Domnul să ne dea harul acesta când va veni pedeapsa Domnului peste noi. Cum s-a smerit și s-a pocăit David.
Moise și toți mari oameni al Dumnezeu, să avem puterea să ne smerim, să pocăim înaintea Domnului, să recunoaștem că este Domnul și Stăpânul nostru. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Am spus ceva greșit? Parcă suntem așa de obosiți. Parcă am tras în jug, cum spunea în România, toată ziua. Fratele Sorin vorbea aici despre pedeapsa Domnului. Atunci când greșim și este adevărat că Dumnezeu nu ne pedepsește de fiecare dată. Spunea aici un frate și avea dreptate, dacă ar trebui Dumnezeu să ne pedepsească după cât merităm, ne-ar primit în fiecare zi o jumătate de metru de zăpadă și după aia s-ar face gheață și în 2 ani de zile s-ar face o calotă aici de câțiva metri și nu știu ce s-ar alege de noi. Dar Dumnezeu ne dă bunătatea Lui. Lăudați să fie numele Domnului! Amin. Dar mai este un cuvânt care îl iubesc. Personal, versetul acesta îl iubesc. Spune cuvântul Domnului, urmăriți pacea cu toții și sfinții, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. O întrebare pentru noi, și pentru tine, și pentru cei din clasa mai selectă, peste 50 de ani. Urmărim noi pacea? Să știți că nu este o opțiune. Eu consider că este o poruncă. Condiționat. Este condiționată. Dacă nu urmărești pacea și sfințirea, să știi că nu vei vedea pe Dumnezeu. De fapt, îl vei vedea pe Dumnezeu. Dar aici se referă, Dumnezeu nu-ți va fi binevoitor, cum spunea eu. Îți va fi judecător. Aș vrea să vă, mai ales că vorbim de tine și de familiile tinere, aș vrea să vă aduc în imagine o întâmplare care am auzit-o la un frate păstor din Arad. Un frate pe care îl respect. Și spunea fratele acesta că undeva în vremea mai veche, mai cu mulți ani în urmă, în Arad undeva într-un sat s-au căsătorit doi tineri. Și după ce s-au căsătorit, soțul a venit odată de la muncă, rupt de obosit, ostenit, și cum era pe vremea aceea, femeile care rămâneau acasă făceau pâine. Și-au frământat o pâine frumoasă ca imagine, dar au uitat un detaliu foarte important. Au uitat să pună sare. Și pâinea, oricât e de frumoasă și de ăsta, dacă n-are sare, n-are gust. N-are gust. Și a venit soțul și s-a pus la masă și a început să mănânce și ea știa că n-are sare, dar n-avea altă pâine să ia. Era oarecum examenul ei. Și în timp ce mânca, ea vedea cum mănâncă, el nu spunea niciun cuvânt, n-a spus. Nu i-o reproșa nimic, că n-ai pus sare, că lipsește cutare, că n-are gust. Și ea s-o tot gândi, mă, dar ce soț mi-am luat, măi. Ăsta nu știe nici de gust. Ăsta nu știe că pâinea asta n-are gust, măi. Cum poate să fie omul ăsta așa? Și nu i-a spus niciun cuvânt. Nu i-a spus niciun cuvânt. O mâncat, mulțumesc de masă, Domnul să te binecuvinteze. Dar a venit vremea când s-au dus la cooperativă în sat să facă cumpărături. Și-au luat calul, și-au luat căruța și am dus să duc la cooperativă. Și acolo în sat spunea păstorul respectiv, i-a spus soției, auzi, ce îți lipsește acasă? Uite acolo magazinul general ăsta, ia tot ce ai nevoie. Punem în căruță și ducem acasă. O început soția să ceară, păi ai nevoie și cu tare, și cu tare, și cu tare, ia le toate, le punem, le ducem acasă. Și la urmă, pe când să plătească soțul, i-a spus vânzătorului, auzi, dăm și două cutii de sare. Și a dat două cutii de sare. Le-a pus acolo, le-a plătit, le-a dus acasă. I-a venit mintea la cap la soție și a spus, măi, soțul ăsta nu-i chiar așa cum am crezut eu. Dragii mei, nu știu dacă noi am înțeles moral. Și nu știu cât este de adevărat această întâmplare. Am auzit-o și eu de la un frate și eu cred că fratele este credibil. Dar morala aceasta, dragii mei, să căutăm pacea. Prima dată să căutăm pacea, știți unde? În relația între noi și Dumnezeu.
Să nu ne facem vrăjmași lui Dumnezeu. Că dacă ne facem vrăjmași lui Dumnezeu, riscăm să se împlinească ce a spus fratele Sorin, a amintit aici. Pedeapsa lui Dumnezeu să vină peste noi. Am vorbit joi seara despre Saul, care s-a făcut vrăjmași lui Dumnezeu. Prin neascultare. Prin neascultare. Și nu a acceptat pedeapsa lui Dumnezeu. Pentru că după ce Samuel i-a spus, pentru că ai lepădat cuvântul Domnului și porunca și Dumnezeu te lapădă ca împărat. Știți ce a zis Saul? Păi acum suie-te cu mine și cinstește-mă înaintea poporului. Încă mai avea și demnitate vrea să aibă. Vrea să-l ia pe Samuel ca și garant, ca și garanție, ca și credibilitate, să arate poporului, auzi, sunt credibil. Odată ce Samuel e lângă mine, eu încă am credibilitate. Dar și-a pierdut. Dragii mei, să căutăm pacea în primul rând între noi și Dumnezeu. Apoi în familiile noastre, dragi tineri, familii tinere, căutați pacea în familie. Și vin la nivel de biserică. Dragii mei, frați și surori, căutați pacea la adunare. Și păziți-vă de lucruri care să tulbure pacea. Pentru că ne facem vrăjmași cu Dumnezeu. Și este grozav lucru să cazi în mâna lui Dumnezeu. Este grozav. Domnul să ne ajute să căutăm pacea, zice, cu toți. Nu o parte, nu numai cei din frunte, nu numai cei din față, nu numai rândurile prime, cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute la acestea, amin? Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare, să mulțumim Domnului. Și aș vrea să mulțumim prin doi tineri, pentru că era seara, este seara de tineret, să mulțumim prin doi tineri. Și aș vrea să mulțumim prin fratele Edi Ardelean și prin sora Adelina.